agricultura de precizie, soluții digitale pentru eficientizarea fermei. Un super eveniment la Dragoș Vodă, județul Călăraș, la o fermă din Ivănești. Acțiunea a fost organizată de Decalb, Climate Field View, Vital Fields, agrofinanciar cu susținerea celor de la Monsanto, România. S-au prezentat noile tehnologii care vin în întâmpinarea nevoilor fermierilor, oferindu-le sisteme digitale de administrare a fermei. Astfel încât aceștia să își poată planifica, administra și analiza activitățile din câmpurile lor. Fermierii din România dețin utilaje performante și au nevoie de platforma, au nevoie de uneltele potrivite pentru a implementa strategii de agricultură de precizie și în România. Vedem deja multe ferme în țara noastră care deja aplică astfel de tehnologii, și credem că este momentul să devină uh, o normalitate în cât mai multe ferme din România. Uh, știm foarte bine că până acum agricultura a însemnat uh, o anumită tehnologie pentru fiecare cultură în parte. Noua, uh, noua paradigmă în agricultură este o tehnologie aplicată țintit pentru fiecare zonă în partea fiecărei sole. Uh, fermierii din România sunt deja foarte deschiși la acest lucru. Noi putem să le oferim un altă pe care ei să o poată folosi în aplicația Climate Field View, care îi ajută, în primul rând, să-și să colecteze datele să le analizeze și apoi eventual chiar să-și să -și genereze hărții de prescriere pentru semănat cu densitate variabilă și pentru fertilizat cu curată variabilă. Tehnologia curată variabilă de semănat este o tehnologie care se pretează pentru fermierii care își doresc să investească și își doresc să optimizeze, să obțină profituri maxime și nu doar profituri, cum spuneam, și cu un optim economic. Dacă în tehnologia clasică folosim o densitate standard pentru fiecare sol în parte, prin utilizarea tehnologiei curată variabile de semănat, discutăm de o... Eficientizare a, a inputurilor, a cantității de semințe pe unitate de suprafață și o eficientizare, dacă vreți, a tot ce înseamnă a, consum și utilizarea la maxim a, a, a potențialului de producție al solei și al, al hibridului respectiv. Vorbim de un dispozitiv al companiei Climate Corporation numit FieldView Drive. Reprezintă viitorul agriculturii și putem să facem o agricultură de precizie și să fim mai performanți doar având acest dispozitiv. Chiar că este mic, știe să ne spună și să ne prescrie o hartă cât mai bună și o rețetă cât mai bună pentru a fi cât mai performanți pe fiecare parcelă din fermă.